Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video informativ în care vă voi povesti chestii. Mă rog, chestii legate de canal de Royal Revolt 2 sau cum mai spune Mihai Royal Crivăț. despre o nouă serie și alte chestii de astea, că doar da. Să începem cu începutul. M-am gândit să încep și o serie de Clash of Clans, cum a făcut Mihai până acum, pentru că am început și o să mă apuc mai serios de el. Și alte serii, fraților, adică jos un comentarii, unde deocamdată este gol, încă este gol. Da. Mi se pare că am primit un coment de la un francez la un videoclip filmat de Clash of Clans. Al lui Mihai, evident. Da. Mă iau și eu după el. Că tati că eu încă sunt începător, nivel 9 parcă am par. Da. Zic că am nivel 9. Da. Încercam. Și mai aștept alte serii, că deocamdată am numai două. Ah, da, și mai am... uite, mai am seria de Shadow Gun. Seria de Minecraft o să iau pauză până reușesc să mă joc multiplayer cu Mihai. Ca să putem să facem ca lumea ce facem. Adică să ne găsim amândoi, că așa cred că e plictisitor o serie de survival din Minecraft simplu. Că deocamdată n-am, nu știu, un site de încredere cu moduri safe, să zic așa, cu moduri și care să și meargă, totuși. Cam atât am avut de spus despre seriile noi. Adică aștept comentarii și voi începe serii de Clash of Clans. Doi la mână și cred că e și ultimul sau... Da. S-ar putea să pun o poză cu baza mea din Clash of Clans ca să vă faceți o idee cam cât de slab sunt. Mă rog, asta fiind doi la mână, am făcut cu Mihai o nouă alianță în care contul meu mic este liderul, că da. Și m-am gândit ca să nu dăm ca proștii playeri slabi din portable, că am mai acceptat ăștia unii, numai ca să avem membri, că sunt unii care nici nu donează, deci este unul care, un fraier care nici nu donează, o să pun o poză cu el pe ecran. Dar mă lăsăm că na. Oricum suntem la limită, suntem numai 8 membri. Că ceilalți erau sub 700 de trofee și am zis așa. Bă, ăia care sunt sub 700 de trofee, să-i dăm afară. Și ca să nu-i dăm afară, să se simtă prost, am zis, hai să mai facem o academie. Că na, nu știu cum vine faza cu academia, se pare că e numai o alianță nouă, dar totuși. Nu povestisem, hai să se simtă la o academie. Nu mai știu, România Academy sau ceva de genul. Mă rog, și am făcut și noi una, care am numit-o Ro Academy. O să vă arăt, o să vă pun o poză pe ecran cu practic toate informațiile necesare, numele. Nu cred că o să vă arăt și donațiile, adică totuși, n-aveți ce să stricați, mă rog. Da. Și în portable, adică în portable vă trebuie 700 de trofee minim ca să intrați. Oricine poate să intre, care are peste 700 de trofee, evident. Și aplicați acolo și noi o să vă acceptăm. Na, eu și cu Mihai. Vai de capul nostru. Și cei care nu se încadrează în 700 de trofee, am făcut o alianță mai mică, Rock Academy. V-am arătat deja poză. Mă rog, că nu o să editez. Acolo vor intra cei slabi. Să zicem că acum ai văzut videoclipul, vrei și tu să te apuci de Royal Revolt 2 și n-ai numărul estimat de trofei. Intri în Royal Academy până faci destul de trofei și intri înapoi în portabil. Și... totuși, păcat că nu poți să schimbi numele la alianță.
Dacă o să mai pun o poză cu statusul meu, să zic așa, adică contul XJJX Junior, cu toate itemele, sunt destul de slăbus, dar am evoluat repede. Da. Vă așteptăm portabil în Raw Academy. V-am zis, depinde foarte mult după număr de trofei. Așa zice Mihai. Eu aș fi ales mai mult după donații și după atacuri. Na. Că trofee și eu pot acum să pierd la trofee o groază, să pierd intențional la foarte multe ori, să am 500 de trofei, dar eu să fiu cel mai tare, să zic așa. Deci, nu prea mi se pare mie cine știe ce. Oricum, noi facem pe numere de trofei. Mă scuzați. Da, și o să mai schimbăm puțin regulile referitoare la numărul de trofee. O să mai fie mărit, o să mai fie scăzut, o să vedem. Noi o să punem acolo în statusul alianței ce vă trebuie. Și cam atât. Deci cam atât pentru acest video. Eu am fost XOGOX. Vă așteptăm în alianță. Avem o alianță și pe Clash of Clans. O să pun acum o poză și cu ea. V-am salutat, ne vedem data viitoare. Bafta!